Sunt o persoană care îi plac întâlnirile. Foarte mult. Mă hrănesc din așa ceva. Întâlnirea cu celălalt mă clădește și mă inspiră. Așa am ajuns în urmă cu peste 20 de ani să-l cunosc pe Roberto Badenas, autorul acestei cărți. Cartea despre care vreau să vorbesc se numește Întâlniri decisive. Este una dintre cărțile pe care el le-a scris, deoarece sunt mai multe cărți apărute sub semnătura sa, unele fiind traduse în limba română. Atât de impresionat am fost de parcurgerea cu atenție acestei cărți, încât aflat fiind sub impactul ei, cu aproximativ o oră înainte de a filma acest clip, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Roberto Badenas după mai bine de 20 de ani. I-am spus cât de bine mi-a făcut lectura aprofundată a acestei cărți și m-am reconectat în felul acesta cu autorul cărții. Cred că este important lucrul acesta, să fii conectat cu autorul cărții dacă respectiva carte are un impact asupra ta și să-i spui omului că prețuiești munca lui atâta vreme cât el poate primi aceste felicitări și aprecieri. De ce îmi place această carte, pe lângă faptul că am avut privilegiul de a-l întâlni pe autor? Pentru că dovedește o bogăție lingvistică aparte. Universul imaginativ al autorului este foarte, foarte generos. M-a dus în locuri pe care nu mi le-am imaginat niciodată. Autorul este foarte atent la detalii și forța amănuntului este pur și simplu cuceritoare. Vorbește bunăoară la un moment dat despre măruntaiele lui Petru, dar și despre pulsul venelor lui Iuda. Mi s-a părut fantastică această călătorie dusă la detaliu. De asemenea, Roberto Badenas ia personajul de acasă, ne spune cum se pregătește pentru întâlnirea decisivă cu Isus, îl aduce înaintea noastră în perioada în care el vorbește cu Isus și după aceea îl însoțește din nou pe personaj până acasă. Totodată, se poate remarca foarte simplu în momentul în care lecturez cartea că Roberto Badenas cunoaște în mod consistent iudaismul, în mod special perioada în care a trăit Domnul Iisus Hristos. Iar lucrul acesta nu este foarte puțin, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine rostul și rolul întâlnirilor respectivelor personaje cu Domnul Iisus Hristos. Totodată, în același timp, Roberto Badenas dovedește o sensibilitate spiritualizatoare de esență. Autorul excelează în profunzime și cred că asta mi-a plăcut cel mai mult la lectura acestei cărți. Una peste alta am simțit că ființa, că spiritul meu sunt vascularizate într-un mod care pur și simplu m-a impresionat. Cred așadar că această carte poate fi o lectură decisivă care să te conducă la o întâlnire decisivă cu Isus. Te invit, te provoc să citești această carte a lui Roberto Badenas, Întâlniri decisive.